sigur, se leagă totul de muncă, sacrificii, nu e de ajuns niciodată să fii talentat, totul este dublat sau triplat de muncă. Dacă vrei, în cazul meu, multă lume m-a considerat un jucător foarte talentat, dar pot să spun că pentru a ajunge la un anumit nivel am muncit foarte mult extra. Nu mi-era de ajuns doar antrenamentul cu echipa. Siguranță, neparticiparea la un turneu final de campionat mondial sau european. Momentele importante sunt legate de câștigarea trofeilor. A fost un meci egal până la urmă, a fost un 2-2 la Craiova în 98, care practic ne-a împiedicat să câștigăm un titlu de campion. Așa e legat și de echipa națională, meciul cu Danemarca, când practic am plâns în vestiar și mult. Lucică e foarte tânăr încă și are 37, cu siguranță cred că secretul e la el, nu la mine. Da, cu siguranță le-am acasă. Unde sper să văd Rapidul e din nou luptându-se pentru câștigarea campionatului și jucând în cupele europene. Asta ne dorim cu toții. Eu zic că sunt șanse bune. Foarte mult. M-a influențat foarte mult în carieră, profesional, atitudine, spirit de luptă. Am învățat multe lucruri în Italia, cultură tactică. E posibil, nu știu dacă am spus-o vreodată, e posibil să fiu, nu știu dacă singurul jucător din lume, poate din Europa, care să fi jucat pe toate posturile dintr-o echipă în meciuri de Liga 1 sau de cupele europene. Mi-aduc aminte că la un moment dat cei de la Beşiktaş chiar vreau să scoată un DVD cu mine în toate pozițiile din teren. E o altă poveste de viață, poate în altă viață. Viața mea e legată de alb vișiniu și e foarte frumoasă așa. Din ce am prins noi și el, pentru că e apropiat de vârstă ca și mine, o consider echipa din 99, când am câștigat campionatul. Nu a jucat nimeni bine de la noi, a fost vâna mincinoasă, să-i spune sub Nicolae.